Mama, nu vii îmbrăcat, că oamenii știu că ești doctor. Nu vii așa. Și îți dai seama cum sunt oameni. Eu nu aveam nicio problemă, nu aveam niciodată o problemă, că sunt doctor sau să mă îmbrac în orice fel de uniform. Dar asta sunt eu. Mint, am avut o problemă, am și plâns, da. Nu se știe. La început mi-a fost greu. Și drăguț a fost când mi-a zis, Mihail, dar n-ai vrut tu să înveți smerenia? Nu, învață-o. Băi, oricum, făcându-le pe alea, vreau să cred că pot să fac orice în viața asta, știi? Și să o fac la fel, de liniștit. Da? Deci revedeu. Revedeu? De ce e important revedeu? Păi băi, măi oameni, dacă voi nu puteți să faceți voia lui Dumnezeu într-un lucru simplu, credeți că o să poți să faceți într-un lucru care e complicat? Credeți că sunteți în stare să faceți o misiune personală grea? O misiune personală grea, dacă voi nu sunteți în stare să măturați curtea 100%, mai ales să-ți acolo 10% supreși? Ideea este... Și tot ceea ce faceți este la fel cu tot ceea ce faceți în lucrurile mărunte. Mă, dacă lași un pahar și nu e spălat ca lumea, așa e și viața ta. Dacă faci... Deci orice... Bine, vreau să vă spun ceva. Nici să fie obsedat. Că eu, mă rog, a trebuit la un moment dat să... Că eram tipicat. Și am zis, nu, de ia lasă-le așa. Să vedem, moare cineva. Dacă lași vasele până a doua zi, pun și niște sare pe el, las că le spală Gabi. Ați înțeles? Dar aveam o problemă. Cum adică? Să nu fie toate aranjate la loc. Și mi-a trecut. Da. Asta nu înseamnă că nu trebuie să fiți eficienți în ceea ce faceți. În tot ceea ce faceți. Și aici intervine voința divină. Știți, toată lumea vrea ceva. Și vrea să evolueze. Dom'le, dar nu înțeleg că cel mai important lucru ăsta e. Voința divină. Nici de hașul, nici are, nici aia, ci voința lui Dumnezeu. Ce vrea El de la voi? Pentru că El oricum știe ce aveți voi mai bun, nevoie mai mult. Pe pământ. Clar. Știe foarte clar ce bubea avem în cap. Și de ce trebuie să trecem printr-o situație, printr-un loc de muncă, printr-o profesie, printr-o relație, prin... Știe El de ce. Și în momentul respectiv, dacă ai curajul să accepti, da, Doamne, fac voia Dumnezeu, oricare ar fi ea, te uiți de prioritate la viața ta. Bă, și explodează, nu? Bă, da, explodează. Da, frumos așa, cu artificii. Bă, da, până la urmă, când dai la o pată și găsești sensul artificiilor, realizezi că efortul a meritat. Și chinul. Deci mi-au trebuit 3 ani să înțeleg de ce m-am chinuit din Thailanda în săile de sport. Dar dacă nu mă duceam și nu făceam, nu înțelegeam. Evident că toată lumea a zis, voi ești nebun, la 40 ani te duci la sală în Thailanda. Bă, asta e. Mai mult decât să mor de inimă și să mă duc, să mă duc în sicriu de plumb, ce se poate întâmpla? Era mai nasol, știi, dacă îți mai găsește un pliculeț de la tempușcă, da? Mă rog. Nu mi-au găsit. Pliculețele. Bun. Cum se pierd alea? Vă spuneam. Prin SN-ul, prin neîndeplinirea misiunilor personale și prin nerealizarea voinței divine. Bun. Pierderea de SN-ul. Pierderea de suflet. Vă spun o... Ăștia mai vechi ai mei știu. Eu la începuturile existențele mele de maestru, nu luam persoane peste 40 de ani să le fac iniție. Ziceam, domnule, îmi trebuie vreo 5-6 ani ca să cresc un maestru și un luptător. Hai, unul ca lumea 10. Păi la 50 de ani ce să mai fac asta? Deci asta era gândirea mea. Bun, și se întâmplă următorul fenomen. Încep să cresc maestri, să fac ăștia mari și valorile lor pariau așa. Tong, 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 tong. Evident, nu aveți ce să faci cu ei. Simbolizez la ce se întâmplă. Și evident că nu mi-am luat foarte mult să descoper că oamenii erau tineri, doamne, și mai aveau și nevoie de un alta. Și sunt nevoi care, mă rog,
Sunt nevoi care te duc așa pe platou.